Domnul prin Duhul Sfânt, popor răscumpărat, viu este Domnul care vorbește. Dacă n-ai avut, fi avut preț în ochii mei, dacă privirile mele, iată, nu te-ar fi supravegheat din cerurile preanalte, zice Domnul, dacă n-ai fi fost binecuvântat de mâna Stăpânului, să spună gura ta, oare unde ai fi fost tu, iată, în clipe ca și acestea, zice Domnul, prin Duhul Sfânt? Dar pentru că te iubesc, zice Domnul, îți vorbesc în milă, în dragoste, încă, zice Domnul, strige rândurile în Sion, în vreme ca și aceasta, zice Domnul. Amen. Și prețuiește locul unde se cheamă numele meu, zice Domnul. Amen. Unde sunt ai mei să fii și tu, unul fiecare în parte, zice Domnul. Să nu disprețuiești locurile ca și acestea, zice Domnul. Unde se cheamă numele meu și unde mă prezint, zice Duhul Sfânt. Căci iată, vine vremea, zice Domnul, și nu-i departe. Când vine necaz și încercare pe pământ și poporul meu va fi strântorat de la o parte altuia pământului, zice Domnul. Vei fi urât, disprețuit, bajocorit și chiar dat la moarte, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. De aceea, în vremea aceasta, te chem, strânge un de lemn, zice Domnul. Zidește altare în casa ta, nu ieși în grabă din cortul tău și când intri înapoi, adu mulțumire Domnului, căci iată o zi pe pământ este plină de încercări, de necazuri și nu cunoști planul celui rău. De aceea cheamă-mă în casa ta, zice Domnul, cheamă-mă în mijlocul cortului tău, căci vreau să lucrez, zice Duhul Sfânt. Am de lucrat mântuire, am de lucrat pace, zice Domnul, am să aduc sănătate, zice Duhul Sfânt. Căci iată, așa vorbește Domnul, vrăjmașul pătruns în unile corturi și iată, văd cum face dezbinare, zice Domnul, văd cum face dezbinare între frați, zice Duhul Sfânt. Oare tu la aceasta ai fost chemat? N-ai fost tu chemat să iubești? Ai fost iubit, zice Domnul, și iată și tu trebuie să iubești, zice Domnul. Așa vorbește Domnul, da, dezbracă eu-l tău. Cheamă-mă să te umplu de Duhul Sfânt. Cheamă-mă să te umplu de lumină, de înțelepciune care vine de sus, căci în felul acesta nu vei sta nepăsător. Iată, chiar în seara aceasta vreau să vorbesc cu unor suflete, în mod deosebit să le ridic din starea lor, zice Domnul. Să le spun că au preț, au valoare în ochii mei, zice Duhul Sfânt. De aceea așa vorbește Domnul, strânge rândurile, căci nu cunoști vremurile care stau înaintea ta. Adună un delem pentru vremea care stă înaintea ta, că va fi o vreme grea, zice Domnul. Nu vei duce lipsă de pâine sau de apă sau de îmbrăcăminte, nu. Și vei duce lipsă, iată, de pace, de dragoste, de umilitate, zice Domnul. Și în felul acesta vei vedea și vei cunoaște, căci iată, pacea mea întrece orice pricepere. Pacea mea, iată, zice Domnul, acoperă toate lucrurile trecătoare care ți le-am dat, zice Duhul Sfânt. De aceea, în vremea aceasta, da, apropii-te de mine, că am de lucru în casa ta, nu sta nepăsător, nu sta nepăsător, căci vreau să îngrăbesc lucrarea mea cu tine, zice Domnul. Iată, am de lucrat, iată, zice Duhul Sfânt, vreau să îngrăbesc lucrarea mântuirii unor suflete din mijlocul tău și chiar din lumea de afară, zice Domnul. Și de aceea îți vorbesc, iată, iată, zice Domnul, ascultă de glasul meu și eu voi asculta când tu mă vei chema și mare va fi bucuria, zice Domnul. Amin.